Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Noi de aici, din studioul Podocens, vă salutăm și vă mulțumim că ați ales și de data aceasta să vă petreceți următoarele 50 de minute împreună cu noi. Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, și de data aceasta venim în fața dumneavoastră cu un subiect foarte important, a spune interesant pentru vremurile în care trăim, așa că astăzi tema pe care am numit-o în mod generic se numește Noua Ordine Mondială. Pentru această temă avem un invitat deosebit, a spune o revenire în studioul nostru și în emisiunea noastră. Îi spunem bun venit doamnei conferențiar universitară dr. Lavinia Tec, avocat și profesor la Facultatea de Drept în cadrul Universității de Vest din Timișoara. Doamna profesor, bine ați revenit la noi în emisiune. Bună seara, bine v-am regăsit. Mă bucur că am revenit la dumneavoastră în studio și voi în studio pe cale virtuală și mă voi bucura ori de câte ori mă veți invita și timpul îmi va permite să onorez invitația. Cu mare drag, noi venim după o pauză de aproximativ 2 luni în care, din motive obiective, nu am putut filma această emisiune. Așa că și pentru noi este o revenire, așa cu emisiunile de luni până vineri, începând cu ora 20 și de asemenea, bineînțeles, o revenire la chemarea pe care o avem și pe care am pus-o în practică până acum, aceea de a prezenta realitatea așa cum este, bineînțeles, trecând și prin filtrul acesta al învățăturilor creștine, al Sfintei Scripturii. Stimată doamnă profesor, în seara aceasta avem un subiect dificil. În primul rând, pornim de la titlu. Cu siguranță cei care au văzut afișul astăzi postat pe pagina noastră de Facebook și de asemenea titlul din această emisiune, cu siguranță s-au gândit la ceva, probabil teoria conspirației, idei dintre acestea cât mai năstrușnice, exagerări pe care probabil unii le-au găsit prin alte părți. Așa că atunci când vorbim despre o ordine mondială, fie că este mai veche, fie că este mai nouă, întotdeauna acest termen, această titulatură atrage comentarii negative din toate părțile. Cum vedeți dumneavoastră titlul, mai ales că vreau să menționez, emisiunea aceasta se bazează pe un articol pe care dumneavoastră l-a scris acum o săptămână despre noua ordine mondială. Articolul se găsește pe site-ul juridice.ro și articolul pe care și noi l-am distribuit pe pagina de Facebook, bineînțeles au făcut-o și alții, și de asemenea articol care a atras de asemenea comentarii și discuții pe marginea conținutului. Stimată doamna profesor, haideți să începem de la titlu. Cum v-ați decis să îi dați acest titlu articolului dumneavoastră? Conține acolo un termen care intră în sfera mea de preocupare, dacă vorbim de ordine, a ordona. Cum ordonăm, cum facem ordine cu reguli, cu reguli juridice. Și mi-a atras atenția faptul că e un fel de, nu știu, activitate sau un fel de acțiuni concertate de la începutul anului. De ce? În primul rând, am văzut că în Statele Unite este discutată și disputată, aprins, legea egalității, care modifică legea drepturilor civile. Această lege a egalității are în centru tot ceea ce intră sub umbrela ideologiei LGBTQ, a drepturilor sexuale, sex, sexualitate, identitate de gen. Apoi mi-a atras atenția, tot la începutul acestui an, în luna martie, o lună dedicată femeilor de altfel, și chiar discutam cu cineva, fac aici o paranteză, ieri, în București, despre Purim. Purim este sărbătoarea Esterei, care este celebrată la evrei, cred că în luna martie, iată și luna femeilor. O mare sau mari victorii pe care le-a avut această femeie în imperiu, în unul dintre cele mai mari imperii, Imperiul Persan. În luna martie apare un articol care este mediatizat pe foarte multe site-uri și în foarte multe, pe multe rețele de socializare, un articol care vizează un caz juridic cu un copil, cu 3 tați recunoscuți juridic,
menționați în actul de naștere al copilului. Iată, din nou, o chestiune sau un aspect care ține de sexualitate și reproducere umană, adică drepturi reproductive, da? Dar de data aceasta este ceva ieșit din comun, pentru că este o relație poliamorică. Un grup alcătuit din trei bărbați care au decis să formeze o familie. Urmează apoi un alt aspect care mi-a atras atenția, și anume anularea unui personaj din desene animate, Pepe Le Pew, pentru că ar promova cultura violului. Asta în condițiile în care, rețineți, grupurile acestea sexuale, drepturile sexuale, identitatea de gen, toate acestea deja au fost promovate la rang de lege. Și apoi a culminat cu o audiere în Parlamentul European, sau de fapt două audieri în două comisii, pe tema unei rezoluții în materia drepturilor sexuale și reproductive, care urmează să fie adoptată în luna mai în Parlamentul European, despre care nu vorbește nimeni. Și sigur, da, nimeni nu ne-a anunțat despre aceste audieri, și sigur că tot în luna martie s-a întâmplat următorul lucru, știți pe surse, în premieră a furnizat această informație, că există la nivelul Parlamentului European, nu știau exact atunci, să spun clar, cu certitudine, dacă este un regulament, o directivă, un ghid, care exista câteva modificări lingvistice, din punct de vedere lingvistic, care vizează eliminarea cuvintelor părinte, pardon, mamă, tată, fiu, fică. Și Parlamentul European a și intervenit după scandalul provocat de această, de această știre, inițial s-a spus că este un fake news, a intervenit, știind pe surse, a și comunicat, a și dat comunicatul pe care l-a transmis biroul de presă al Parlamentului European și ne-au lămurit. Și anume că este vorba de un ghid adresat jurii lingviștilor sau traducătorilor care lucrează în Parlamentul European. Ei, urmărind un fir roșu al acestor evenimente și știri, cumva mie mi-au sugerat că în timpul acesta al pandemiei, în timpul acesta al restricțiilor de tot felul, se ordonează, dacă vreți, da, sau se instituie o nouă ordine, aș fi spus, sexuală mondială. Pentru că până la urmă are la bază tot ceea ce ține de sex, sexualitate și identitate de gen. Dar m-am limitat în titlul la nouă ordine mondială ca să las pe cititor să vadă ce dezvăluiam în text. Deci de aici ideea de titlu Noua Ordine Mondială. Doamna profesor, ați menționat un cuvânt, să spunem, foarte important, și anume în timpul acestei situații de criză, în timpul acestei pandemii s-au întâmplat toate aceste lucruri. Din punct de vedere al contextului, ca timp, da? Vorbim de spațiul acesta european și american, am vorbit și despre Statele Unite, apoi, bineînțeles, cu efectele pe care le are în România și în celelalte țări. Ați vorbit de câteva schimbări de care dumneavoastră și noi, publicul, am mai auzit. Ne așteptam să apară în viitor, dar cu un grad de, să spunem așa, de apariție destul de lent sau puțin mai încet decât ne așteptam. Contextul acesta în care ne aflăm acum, de anul trecut până în momentul de față, au trecut mai mult de 12 luni și probabil va mai continua, a creat contextul, timpul acesta a creat un context perfect pentru ca multe dintre aceste proiecte care stăteau probabil în sertarele atât administrației americane, de asemenea Uniunii Europene, să meargă pe foarte repede înainte, zic lucrul acesta. Cum legați, să spunem, contextul acesta pandemic și de viteza cu care toate aceste proiecte vin unul după altul și până la urmă nici nu mai apucăm să ne gândim, nu mai apucăm să vorbim, că până să ne dumerim ce se întâmplă, ele deja apar ca și directive și
legi în Uniunea Europeană. Acum, punându-mi întrebarea aceasta, în mintea mea imediat a venit cuvântul Davos și numele Klaus Schwab. De ce? Pentru că ei au prezentat pandemia ca o oportunitate de a schimba lumea, de a schimba totul, dacă vreți, paradigma societății. Ei, iată, pandemia este o oportunitate pentru a fi remodelată, până la urmă, natura umană, ființa umană, dacă vreți, prin toate aceste programe sau agende care, cu siguranță, eu am certitudinea și vedem asta, dumneavoastră fiind în media, vedeți asta foarte bine de foarte mult timp, cum media, cum media a fost folosită pentru a face propagandă, pentru a dezvălui până la urmă, într-un fel sau altul, ce va urma să se implementeze. Pentru că avem o mulțime de, dacă mă gândesc la producții cinematografice, spre exemplu, sau la cărți, da, la literatură, avem o mulțime de filme, o mulțime de cărți care ne-au avertizat. Acum nu știu, trebuie să le luăm ca pe avertismente sau ca pe mijloace de propagandă, da? În sensul că au prefigurat ce va urma, ce va veni peste noi. A, da, n-am știut timpul, asta așa este, dar iată că pandemia, așa cum spun cei de la Davos, este o oportunitate pentru a schimba lumea. Și la ce altceva asistăm astăzi? Nu la acest plan de a schimba lumea? Există totuși voci care încă rostesc, care încă sunt prezente în spațiul acesta mediatic. Ceea ce facem noi acum, am spune că este una dintre aceste voci, de a semnala, de a aduce în atenția celor care ne urmăresc despre toate aceste schimbări și despre semnalele acestea pe care noi le observăm poate puțin înaintea lor. Și există voci inclusiv la nivel guvernamental. Și dacă ne uităm puțin la Uniunea Europeană, sunt câteva jucători, să spunem, în zona aceasta conservatoare, care încearcă din răsputeri să reziste acestui val. Și aici mă gândesc la două exemple foarte cunoscute. Vorbesc de Polonia și Ungaria, foarte blamate și foarte puse la zid, atât în ceea ce privește legislația locală, să spunem, asupra avortului, la drepturile la căsătorie a cuplurilor de același sex. Vreau să vă dau doar un singur fapt și să discutăm asupra lui. Gândiți-vă la acea zonă cum pe care au numit europenii LGBT free, zona liberă LGBT. În Polonia a fost un caz foarte mediatizat, negativ în anii trecuți, despre opoziția lor de a rămâne conservatori, de a nu-și pierde identitatea creștină și de asemenea națiunea să rămână așa cum știu eu că au crescut de la generație la generație. Au fost puși la zid, încă sunt puși la zid, Ungaria este în aceeași echipă și iată că orice încercare de a pune cât de cât opoziție, tot ce înseamnă acest val al ordinii mondiale, fie că e mai vechi, fie că e mai nou, până la urmă, ordinea aceasta care vine ca tăvălugul deasupra noastră, o vedem și o simțim. Să știți că toate aceste eforturi sunt imediat condamnate de oficial și nu numai de oficiali de la Bruxelles, inclusiv de țări cum sunt România, de exemplu, că și România mai aruncă câte o piatră către Polonia sau către Ungaria, a vorbit de oficialitățile noastre. Cum vedeți, să spunem, încercarea aceasta? Până la urmă, mai există vreo speranță dumneavoastră din punct de vedere a ceea ce credeți dumneavoastră? Credeți că până la urmă se va reuși ca pumnul în gură să fie pus definitiv Poloniei și Ungariei? Acum ar trebui să vedem contextul în care se ajunge sau s-a ajuns și în Uniunea Europeană la această luptă împotriva organizațiilor conservatoare și nu este deloc întâmplător următorul fapt, și anume că în martie în Parlamentul European se discută un proiect de rezoluție privind avortul, drepturile sexuale, drepturile reproductive, astea sunt sintagmele folosite în rezoluție,
Dar această rezoluție, ceea ce mi s-a părut mie cel mai important, este faptul că în această rezoluție se menționează că toți cei care se vor opune rezoluției sunt considerate pericole la adresa democrației și a valorilor europene. Iar această rezoluție urmează să fie adoptată în ce context? Când în Statele Unite se dezbate legea egalității, care va reduce la tăcere toate asociațiile, fundațiile religioase, bisericile, pentru că finanțarea lor va depinde de alinierea la ideologia LGBTQ. Toate instituțiile, toate asociațiile, toate fundațiile religioase care vor îndrăzni să pună la îndoială faptul că sexul nu este binar și vor îndrăzni să pună la îndoială această teorie a această nouă teorie a fluidității genului, vor fi sancționate cum? Prin tăierea finanțărilor. Ce se urmărește cu această rezoluție? Mie mi-a atras atenția faptul că, pentru prima dată, din câte mi-aduc eu aminte, Uniunea Europeană, la nivel instituțional vorbind, intervine printr-o rezoluție și le recomandă statelor ce să facă în materia avortului, drepturilor sexuale și reproductive. De ce era nevoie ca în aceste zone, care intră până la urmă în viața privată, să intervină Uniunea Europeană să controleze aceste resorturi? Eu am înțeles, de fapt, această propunere de rezoluție ca pe o viitoare sancționare a Poloniei și a Ungariei. Urmează, cred că astăzi am citit sau ieri, că urmează și Italia să se alăture Ungariei și Poloniei și să facă cumva o alianță din aceasta a statelor conservatoare. Așadar, nu știu ce se va întâmpla pe plan legislativ ulterior adoptării acestei rezoluții, dar este clară intenția și direcția pe care o proiectează Parlamentul European, da? Și anume implementarea educației sexuale fundamentată pe manualul Organizației Mondiale a Sănătății la vârste fragede, toți cei care, toate organizațiile neguvernamentale care se opun implementării educației sexuale bazate pe manualele OMS și noi am discutat aici, da? Toate acestea sunt considerate pericole la adresa democrației și la adresa valorilor europene. Apoi se vorbește de cumva, mi-e teamă că vom ajunge în direcția aceea în care a ajuns Statele Unite, și anume că va fi posibil la un moment dat avortul chiar la 9 luni sau înainte de naștere sau în timpul nașterii, ceea ce înseamnă de fapt ucidere, da? Folosind injecția letală care omoară bebelușul care ar urma să vină pe lume. Și apoi în tot ceea ce vizează drepturile sexuale și identitatea de gen. În acest context, ghidul acela orientativ adresat jurilingviștilor de la Parlamentul European stabilește sau recomandă să nu se folosească, spre exemplu, sintagme precum căsătoria homosexuală sau să nu se folosească, imediat mă uit aici în ghid, sex biologic. Este interzis să mai folosim sintagma sex biologic. Adică dacă voi folosi această sintagmă, voi fi considerată un pericol la adresa democrației, conform rezoluției. Deci ele cumva merg mână în mână, dacă vă uitați, că limbajul este cel care controlează până la urmă gândirea, sau prin limbaj, prin limbă și limbaj, controlăm sau se controlează gândirea. Deci este interzis să folosim sintagma căsătorie gay, căsătorie homosexuală, schimbarea de sex, schimbarea de gen, sex opus. Sex opus. Deci toate aceste sintagme și tot acest ghid până la urmă se corelează cu rezoluția aceasta a Parlamentului European care urmează să fie adoptată în mai. M-a surprins faptul că niciunul dintre europarlamentarii noștri nu a dezvăluit această audiere.
De altfel, am urmărit site-urile juridice din Europa și am găsit această știre la o singură... bine, probabil că nu utilizez eu toate site-urile care există, da, e sigur acest aspect. Am găsit această știre la o organizație foarte interesantă, la European Center for Justice and Law, o organizație franceză conservatoare. Este organizația conservatoare care a dezvăluit într-un raport la începutul anului trecut toate conflictele de interese între judecători de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, între judecători și organizațiile neguvernamentale care sunt terți intervenienți în procesele care au teme sensibile, precum aceste drepturi sexuale, aceste drepturi reproductive. Iar această organizație este pe lista neagră a organizațiilor conservatoare care se opun progreselor. Și această organizație a dezvăluit că experți invitați la audierile din cele două comisii în Parlamentul European nu sunt alții decât cei implicați într-o altă organizație neguvernamentală, progresistă, Open Democracy, pare mi se, care este finanțată de George Soros. Această organizație este condusă de o doamnă care a inițiat, alături, sigur, de organizația pe care o conduce, a inițiat undeva în 2019 un proiect care are ca scop urmărirea și identificarea organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor conservatoare care se opun progreselor pe care se dorește a fi implementate. Deci cumva vom ajunge și noi, așa cum se întâmplă acum în Statele Unite, o listă neagră cu organizațiile conservatoare, mai întâi, ulterior probabil o listă neagră a persoanelor, cu persoanele care se opun, care sunt opozanți sau oponenți, da, sau dizidenți față de această nouă ordine mondială sexuală, dacă vreți. Eu cumva prima dată la acest titlu m-am gândit când am scris articolul, pentru că la asta asistăm, asta este ceea ce se întâmplă, este o realitate pe care nu o putem nega în timpul pandemiei. Iată că toate regulile în materie de sexualitate, da, se schimbă și asta schimbă profund tot ceea ce înseamnă drepturi și libertăți. Dacă vă veți uita cu atenție în legea egalității, care este publică, poate să fie citită de orice cititor, da, pe site-ul Camerei Reprezentanților, veți vedea ce discriminare se realizează acolo vis-a-vis de toți cei care au convingeri pornind de la Biblie, Tora, Coran, nu știu, Cartea Mormonilor, da? Au convingerile lor personale legate de faptul că sexul este binar. Toți acești oameni vor fi discriminați dacă nu se aliniază ideologiei acesteia care stă la baza egalității, legii egalității. Iată ce cumva ce înșelăciune îi se spune legea egalității, discriminându-i pe toți cei care refuză să accepte că sexul este că sexul nu este că sexul nu este binar, că bărbații pot să fie să nască, da, că nu știu, femeile pot să fie tați și nu mame și așa mai departe. O foarte mare discuție acum în mai multe state din America este în desfășurare cu privire la participarea bărbaților în competițiile feminine, bărbaților care se consideră femei ca și gen, și e o luptă, să spunem așa, acerbă între grupurile conservatoare și cele care promovează într-adevăr progresismul acesta neomarxist, și văd că lupta este, cum să spun, dusă la cote maximă. Sunt state care
vor permite, după cum pare, să spunem așa, cum pare rezultatele parțiale, care vor permite ca bărbați care se cred că sunt femei sau care pretind că ar fi femei transgender, vor reuși să participe la competițiile feminine și apoi, bineînțeles, sunt și state care vor refuza să adopte asemenea legislație. Ne întoarcem puțin la ideologia de gen, pentru că oricum am evitat subiectul acesta, ne lovim de ideologia de gen. Să ne aducem aminte convenția de la Istanbul, care a zice că este una dintre legile, să spunem, cele mai nocive, care a generat alte legi și alte directive din partea Uniunii Europene și nu numai. Am auzit de curând că Turcia, bineînțeles, poate nu este exemplu cel mai bun, dar Turcia s-a retras din Convenția de la Istanbul, pentru că mare parte din toate aceste directive, aceste decizii pleacă de la egalitatea aceasta, la fel, termenul acesta al egalității de gen. Bineînțeles, care are originea în faimoasa Convenție de la Istanbul. Întrebarea mea este: ce se poate face ca România, într-adevăr, să facă un pas înapoi din această convenție, astfel încât, cel puțin la nivel local, să putem evita cât de cât, dacă se poate, ca partea Uniunii Europene, ca semnatar și, bineînțeles, cei care au fost printre primii care au aderat la această convenție, dacă se mai poate, să zicem așa, cel puțin teoretic ceva. Nu, din acest punct de vedere, decizia este la nivel guvernamental și cred că și prezidențial. Odată ratificată sau odată fiind semnată această convenție de către România, să nu vă imaginați că acolo merge un primar să semneze, da? De aceea spun că din punctul acesta de vedere, nu știu dacă există voință politică în acest sens. Dar eu cred că Turcia este un caz aparte. De fapt, ei au fost nemulțumiți și sunt nemulțumiți pentru că aduce atingere cumva culturilor. Ei au o mare problemă cu violența asupra femeilor. Și atunci mai degrabă cred că decizia lor a fost generată până la urmă de acest pericol că cultura aceasta nu va putea să supraviețuiască. Gândiți-vă numai la câtă violență, da, când spunem Imperiul Otoman ne gândim la violență, da? La câtă violență este cultivată, din păcate, în Turcia. Așa că mai degrabă eu văd din altă perspectivă pasul acesta de retragere a Turciei din convenție. Nu pericolul, eu știu, al educației sexuale sau al identității de gen. Din câte m-am documentat, eu am înțeles că asta, de fapt, a justificat retragerea lor. Intra în conflict cu cultura lor. Așa este. Ce m-a interesat pe mine este că teoretic se poate ieși. Asta vreau să zic. Sigur, adică... dar trebuie să fie voință politică în acest sens. Deci teoretic se poate. Motivația clar este ceea ce ziceți dumneavoastră, să spunem, administrația de la Ankara are o viziune proprie asupra vieții. Asupra, da, și fiind musulmani trebuie să ne ducem acolo la cultura lor. În islam lucrurile s-au cu totul altfel față de creștinism, da? Dacă stăm să ne gândim la demnitatea femeii, la egalitatea dintre femeie și bărbat. Însă până la urmă, dacă stăm să observăm direcția în care se merge, se abrogă, cred că este vorba de Geneza 1:27. Da? Știința, legea omenească abrogă ceea ce cumva s-a decretat în Vechiul Testament, da, în Geneza, la creație, că Dumnezeu a făcut om după chipul și asemănarea sa, femeie și bărbat. Atât. Stimată doamnă profesor, revin la hotărârea aceasta a Uniunii Europene, la cel comunicat pe care l-au dat jurnaliștilor, traducătorilor și, spun, staffului din să spunem, din departamentul administrativ al instituțiilor europene, în a se adresa într-o anumită formă în ședințe și, știu, în comunicarea lor
instituțională. Am postat și noi, am scris și noi, au făcut-o și alții, s-a comentat foarte mult pe tema aceasta al acestui comunicat intern, așa cum l-a prezentat ultima dată Uniunea Europeană. Și mereu ni s-a dat peste nas, să spunem, într-un mod agresiv, pentru faptul că încercăm oarecum să extrapolăm o decizie de ordine interioară, da? A unui limbaj într-o anumită instituție sau într-o mai multe instituții, să-l prezentăm ca și cum ar fi o decizie sau o directivă la nivel european. Acum, noi din practică știm următorul lucru, că orice decizie majoră începe cu niște pași mai mici, la nivel de propunere, apoi la nivel de documentație, da, la nivel de documente oficiale și apoi iese în afară ca opțional, poate, și bineînțeles, la un moment dat devine obligatoriu. Cât de periculos ar fi dacă, și aici ne gândim la comunitatea creștină, indiferent de confesiune, cât de nociv ar fi pentru noi, pentru creștini și nu numai, pentru cei care, într-adevăr, cred într-o mamă, într-un tată, copii, bunici și alte graduri de rudenie, dacă o asemenea lege, directivă europeană, ar putea fi, să spunem, cascadată către țările membre ale Uniunii Europene, în contextul, știind că de obicei, mai ales în perioada aceasta a crizei pandemice, lucrurile chiar se întâmplă cu o viteză destul de mare. Acum, din punct, să fim cumva riguroși din punctul de vedere al limbajului, este vorba de o rezoluție și nu de o directivă. Directiva obligă statele să transpună soluțiile pe care ea le stabilește în dreptul național pe calea unei legi, lato sensu. Folosim lege lato sensu, poate să fie lege sau ordonanță de guvern, în fine. Rezoluția nu face obligatorie sau nu obligă statele să implementeze vreo soluție pe care o preconizează. Rezoluția, dacă vă uitați la acest proiect de rezoluție, el poate să fie găsit pe internet, pe site-ul Parlamentului European, recomandă statelor, da? Le îndrumă să facă aia sau cealaltă. Dacă această rezoluție va fi adoptată, comportamentul statelor cu siguranță va fi acela de a urma soluțiile sau îndrumările pe care le dă Parlamentul European în materie de avort, drepturi sexuale și drepturi reproductive. Sigur, asta e o altă problemă, cum definim drepturile sexuale și drepturile reproductive. Da? Da. Noi suntem deja obișnuiți cu producerea limbajului juridic, a unor termeni, a unor sintagme în laboratoarele, până la urmă, ale Uniunii Europene. Dar nu despre acest aspect discutăm acum. Dacă rezoluția aceasta va fi adoptată și statele vor urma recomandările, îndrumările pe care le stabilește, direcțiile pe care le stabilește Parlamentul European, mi-e teamă că următoarea etapă sau următoarea fază va fi aceasta a încălcării libertății religioase, de gândire, de conștiință, de exprimare. De fapt, nu vor fi încălcări legitime, ci vor fi considerate încălcări, dar limite legale. Să explicăm altfel, de fapt, tot ceea ce înseamnă instituții religioase, asociații, fundații religioase, toate acestea vor trebui să abandoneze retorica din geneza, dacă vreți, da? Să uite, să facă abstracție, să nu folosească sintagmele care ar putea să lezeze sau să intre în conflict cu ceea ce se preconizează în rezoluție și de ce nu în ghid. Eu văd o foarte mare legătură între ghid și între această rezoluție. Sigur că ea nu s-a făcut în media românească. V-am spus, nu am auzit să se discute despre acest proiect de rezoluție. Dar consecința asta va fi, sau una dintre consecințe aceasta va fi, organizațiile neguvernamentale, biserici, asociații, fundații religioase, toate vor fi cumva pe o listă neagră, da, considerate, așa cum spune, deci sintagmele sau termenii aceștia, pericole la adresa democrației și la valorile europene,
Este o sintagmă pe care o folosește rezoluția, o găsiți în rezoluție, nu am inventat-o eu. Deci a spune că toți cei care se opun, aici este pericolul, toți cei care se opun direcției trasate de rezoluție, da, sunt pericole la adresa democrației și a valorilor europene, pentru mine deja este așa un beculeț roșu, dacă vreți, sau verde, da? Să mă gândesc, bun, și ce urmează? O să urmeze sancțiuni, dacă sunt un pericol pentru democrație, prin ceea ce susțin, prin ceea ce exprim, prin modul în care eu gândesc, da? Dacă sunt un pericol pentru democrație și pentru valorile europene, înseamnă că urmează să fiu sancționat sau exclus, înlăturat. De unde? Urmează să vedem. Dar această excludere, această înlăturare va fi cu siguranță tot un mod de a fi sancționați sau reduși la tăcere, pentru că, nu e așa, nu ne-am aliniat, nu am agreat limbajul drepturilor sexuale și reproductive stabilit de Parlamentul European. Deci iată că aici este pericolul și mie mi se pare că este unul dintre cele mai mari pericole cu care se vor confrunta organizațiile religioase după adoptarea acestei rezoluții. Și nu doar organizațiile, v-am spus, cu siguranță și liderii organizațiilor și toți cei care, vorbim de persoane fizice, da, nu doar de persoane juridice, care se vor opune sau vor pune la îndoială tot ceea ce se scrie acolo în rezoluție. Da, ne așteaptă vremuri dificile și ceea ce mă sperie cel mai tare este că viteza cu care vor veni este foarte mare. Pandemia aceasta este contextul ideal când oamenii sunt anesteziați, așa să zic, de frica aceasta de moarte și de măsurile acestea restrictive. Conștiința umană este, am spus, anesteziată și pe fondul acesta se întâmplă tot felul de lucruri care ne vor afecta decisiv viețile noastre și, bineînțeles, ale copiilor noștri. Doamna profesor, oricât aș încerca să evit, dacă tot vorbim despre o ordine mondială și am discutat despre libertatea religioasă, libertatea de expresie, da, încă le mai avem, nu știm cât, dar încă le mai avem, putem discuta. Aș vrea să discutăm puțin despre libertatea de mișcare, libertatea de a călători, libertatea de a merge dintr-un loc în altul. Și aici, bineînțeles, știu că ați mai tratat, ați mai discutat despre ceea ce se numește acel pașaport verde, care în acest moment, după cum se vede, este ca o, na, un, momentan o propunere, se lucrează, încă nu este obligatoriu pentru cetățeni, dar vă dau un exemplu practic și mă pun pe mine în situația aceasta. Prin natura jobului călătoream foarte mult. Sunt 13 luni de când n-am mai vizitat un aeroport și din punctul acesta de vedere mă afectează în mod direct, zilnic, această listă în care nu mai pot călători și, bineînțeles, și nu pot să-mi exercit atribuțiile la servici și, bineînțeles, doresc ca lucrul acesta să se rezolve cât mai repede. Urmează implementarea, că cu siguranță acolo vom ajunge, acestui sistem de să spunem, de verificare atât la nivel local, da? Accesul poate la mall-uri, la săl de spectacol și la alte, să spunem, facilități acestea de recreere la nivel local și, bineînțeles, vorbim și la nivel internațional, acolo unde se face trecerea acesta dintr-o țară în alta. Vorbim de frontiere, aeroport și alte locuri unde oamenii obișnuiau să călătorească. Până în acest moment, bă, tot ce se discute, se spune că sunt și sunt voci care spun că nu va fi obligatoriu sau nu sunt de acord. Nu e obligatoriu, într-adevăr, dar este o condiție, după cum pare o necesitate pentru cei care, într-adevăr, vor să-și continue viața. Așa că, din punct de vedere, haideți să vorbim puțin legal și apoi etic-moral, dacă se poate, că nu întotdeauna tot ce este legal este și moral. Știm lucrul acesta. Cum vedeți dumneavoastră ca jurist, până la urmă, obligativitatea aceasta de a arăta un asemenea document, practic prin îngrădirea vizibilă și spre grosolană
a libertății de mișcare într-un spațiu național și, bineînțeles, intra-european. Bun, vedeți că toată ordinea aceasta mondială nouă, din punctul acesta de vedere în vremea pandemiei, din punctul drepturilor și libertăților, este resetată din cauza, să nu spun cu acest virus, că ar suna conspirație, da? Din cauza acestui virus. Vă mărturisesc că am stat foarte mult pe gânduri și cumva mintea mea a zburat la ce făceau naziștii, și anume că erau obsedați de calitatea sănătății ființei umane, de calitatea rasei, da? Și era cumva această segregare între rasa pură și toți ceilalți care erau considerați nesănătoși. Nu merită să trăiască. E bine, acum în 2021, da, iată că vorbim de această problemă, de această nevoie de a-ți demonstra în fața autorităților calitatea stării de sănătate. Că ești un om sănătos care nu prezinți un pericol pentru toți ceilalți. Cum am ajuns aici? Că am prezentat un pericol, am fi un pericol unii pentru ceilalți printr-un simplu virus, iarăși este de discutat și ar trebui să ne atragă atenția. Cum este posibil, în condițiile în care am avut o mulțime de virusuri, o mulțime de boli, da, contagioase, și dintr-o dată toată lumea acceptă că devenim pericole, ne punem în pericol unul viața celuilalt, ne suspectăm. Acest pașaport de vaccinare, eu am înțeles că Parlamentul European îl va adopta, cred că tot așa va fi o rezoluție, o directivă, undeva spunea președinta Comisiei Europene, cred că undeva la sfârșitul lunii mai sau la sfârșitul lunii iunie, tocmai pentru a se putea călători în perioada verii. Da? Din câte înțeleg, el va fi un instrument care va permite exercitarea libertății de circulație pe teritoriul altor state membre sau un mijloc, da? Și va arăta în maniera următoare, va trebui să se menționeze acolo dacă ai avut boala sau nu, când te-ai vindecat, dacă ești vaccinat sau nu, sau dacă ai un test făcut în intervalul de timp pe care îl va cere fiecare stat, în fine, sau va fi fixat la nivel european. În tratatul privind funcționarea Uniunii Europene există o excepție de la principiul liberei circulații a persoanelor și această excepție vizează sănătatea publică. Deci sănătatea publică poate să justifice restrângerea libertății de circulație pe teritoriul Uniunii Europene. Deci temeiul legal există, se invocă sănătatea publică. Pe mine mă interesează, cum vă spuneam, cum am ajuns aici ca, dintr-o dată, un virus, da? Deci până acum, rețineți, am avut atâtea virusuri, da, și atâtea boli, dar dintr-o dată, în 2021, iată, acest virus vine și provoacă ceea ce alții spuneau că ține de teoria conspirației, un pașaport electronic, care va asigura libertatea noastră de circulație. Iată cum și o altă conspirație se împlinește, se adeverește tot acum în timpul pandemiei. Așa este. Vă spun pentru că oarecum tangențial cunosc mai multe detalii tehnice acestui proiect. Din punct de vedere tehnic, baza de date va fi la nivel european, dacă vorbim despre Uniunea Europeană, deci toată lumea se va conecta la același server unde toți cetățenii Uniunii Europene vor fi listați acolo, cu exact ce a spus dumneavoastră, vaccinați, vindecați cu test. Dar fiecare, de sănătate, da? Deci va fi o bază de date centrală la nivelul Uniunii Europene, iar la nivel local, fiecare țară din Uniunea Europeană își va dezvolta, spun noi, aplicația care va rula pe smartphone sau știu eu, pe calculator. Deci va fi la nivel local decizia cum va arăta aplicația care se va instala pe
pe dispozitiv. Dar totul se duce la nivel central. Din câte știu, este un mare scandal și iarăși nu este mediatizat în, în România, un mare scandal în Israel. Israelul este supus unui experiment științific. Ei au încheiat un contract cu Pfizer. De aceea, cel mai mare număr de vaccinați este în Israel și asta iarăși ar trebui să ne ducă cu gândul înspre o altă carte din Biblie sau înspre mai multe cărți. De ce Israelul a acceptat să se supună acestui experiment științific și iarăși mă duc cu gândul la cel de-al doilea război mondial, un alt experiment, da? Care e experimentul? Pfizer-ul, odată cu vaccinarea, i-a obligat să se conecteze la un device sau o aplicație care să permită companiei Pfizer să monitorizeze, să-i monitorizeze pe cei vaccinați. Deci ei, în acest moment, sunt în, sub controlul unei companii private. Toată libertatea lor de circulație este controlată de acest, această companie. Și, pe lângă asta, dacă nu mă înșel, cred că cei nevaccinați au o brățară care îi, din nou, cumva îi monitorizează. Iată, Israelul acceptând ca populația asta să fie supusă unui experiment științific. Am văzut asta pe câteva site-uri pe care eu le urmăresc, mărturii ale cetățenilor, și nu orice cetățeni, sunt oameni de știință, sunt avocați, care au spus că nu înțeleg cum s-a ajuns aici, fără consimțământul lor, la nivel prezidențial, Benjamin Netanyahu a semnat acest contract, da? Să fie, de fapt guvernamental, da? Să fie, pentru că el este primul ministru, să fie încheiat o astfel de convenție prin care se livrează toate datele vieților. Date care ar intra, din punctul de vedere al legii, sub protecția datelor. Deci, primul ministru a pus la dispoziția companiei Pfizer, fără consimțământul celor vaccinați, da? Fără consimțământul cetățenilor, toate datele lor. Deci acesta este experimentul legat de știință și tehnologie, dacă vreți, da? Pentru că vorbim de device-uri și vorbim de cercetările pe care Pfizer le face, zice că le face sau pretinde că le face în, în această arie a cercetării virusului și a vaccinului anticovid. Doamna profesor, excelentă completarea dumneavoastră. Vreau să vă spun următorul lucru. Am discutat despre ordine mondială, despre toate aceste directive. Ne sperie agenda aceasta. Le vedem pas cu pas cum intră în viețile noastre fiecare dintre aceste legi, fiecare dintre aceste propuneri. Dar ne uităm, mă uit la dumneavoastră, mă uit la mine, mă uit la cei din, la colegii mei de aici din studio. Zicem că cu noi nu prea mai avea ce face. Vedeți că suntem deja polarizați. Avem o experiență de viață, cunoaștem bine Sfânta Scriptură. A zice că pe noi, să spunem, nu ne-am mai putea schimba. Și mă gândesc la această ordine mondială, că n-ar avea niciun efect dacă n-ar exista și noul om, noua ființă umană. Ca o nouă ordine mondială, ca o nouă resetare să aibă un efect maxim, e nevoie de o nouă generație de oameni. Oamenii care nu mai gândesc, oamenii care nu se mai pregătesc, oamenii care sunt dependenți de tot ce înseamnă structurile acestea de comunicații. Le spun structuri pentru că până la urmă să știți că aplicație social media e mai mult aplicație. Filmele acestea sunt de fapt niște structuri, hai să le spunem, paralele cu guvernele, da? Până la urmă o decizie pe cine să închidă, pe cine să deschidă, ce să dea, ce nu să, ce să dea. Deci până la urmă se comportă ca și cum ar fi un guvern virtual. Aceste structuri, deci generația aceasta de oameni este cea mai mare, să spunem, teama mea. Vă mărturisesc că nici celelalte legislații care ne-au afectat până acum, nici închidele, restricționările, nici pașapoartele, mă sperie generația de asta de oameni care vine din urmă, fără de care această nouă ordine mondială nu s-ar putea pune în aplicare. Cu noi să zicem că s-a cam terminat. Ce poate să ne facă decât să ne închidă și până la urmă vor putea termina cu noi foarte ușor. Dar sunt oameni, copiii noștri, tinerii pe care vedem, elevii de astăzi care, să spun,
adoptă fără nicio judecată, pe nemestecate, toate aceste, să spunem, noutăți care vin de acolo de unde vin. Ce părere aveți? Din nou, pandemia este oportunitatea pentru a crea oamenii noi. Ținându-i captivi între ecrane, între ziduri, ziduri vorbim, da, de rețele de socializare sau ferestre, ei deja sunt sclavii tehnologiei. Dacă vreți, sunt afectați de o adevărată adicție de tehnologie. Și atunci, dacă sunt afectați de o adevărată adicție de tehnologie, de cine sunt formați ei? De influencer, de cei care vin cu diverse sloganuri pe ecrane, da? Și mintea lor este modelată, fără ca ei să-și dea seama, da? Mintea lor este modelată de acești noi oameni, pentru că trebuie să fim onești, vorbim de ideologi gata formați deja și de noi ideologi și de noi, dacă vreți, de substituții dascălilor, de substituții mentorilor, de substituții părinților care ar trebui să se ocupe de educație. Ei, aceștia formează gândirea tinerei generații, formează omul nou, ființa nouă. O ființă umană, dacă vă uitați cu atenție, lipsită de empatie, insensibilă, cumva nemulțumită, cumva pare să că e cumva afectată o parte a sufletului lor. Sunt tineri, sunt oameni, sunt copii minunați, pentru că eu am de-a face cu tineri, am o tânără în familie, ca să spun așa, și sunt cumva apropiată de studenți și văd ce preocupări au și ce frământări au. Probabil că acest an 2020 și 2021, un an jumate, 2 ani va fi cu siguranță și 2021 online și probabil și 2022 online. Ei, în această perioadă, practic, da, de frustrări, până la urmă, mintea lor este, bineînțeles, sau este în mod cert afectată, este resetată. Din nou, dacă stau să mă gândesc la cartea lui Klaus Schwab din 2016, care vorbea de marea resetare, acolo vorbește de această modificare a structurii ființei umane. Este înfiorător, pentru că vorbește de mai multe domenii, resorturi ale vieții care trebuie modificate, trebuie resetate. Așa că omul nou va ieși cu siguranță după acești 2-3 ani de pandemie, cât o să fie, o nouă generație. Însă, eu cred, și asta am observat, pot să spun cu privire la, totuși, la copilul meu, nu vorbesc de alți copii. Totuși, cred că semințele acelea bune care au fost aruncate sau cultivate în copiii noștri de mici, dacă stăm să ne gândim la valori, la principii, să știți că ele rămân. Și acești copii cresc totuși cu posibilitatea aceasta de a discerne binele de rău. Dar vedeți, asta nu face, tehnologia, nu face educația online, ci asta presupune timpul pe care tu ca părinte îl aloci copilului în formarea caracterului lui. În toate acele circumstanțe în care copilul trece, tu ca părinte să fii alături, bun, hai să vedem. Care este scopul, care este partea bună, care este partea rea, unde intră un conflict sau unde este un conflict aici între o valoare sau între principiile pe care le livrează unii, principiile pe care eu ca părinte am înțeles să-i le dau copilului. Deci, cred că totuși semințele acestea bune, semințele acestea cultivate în ei vor aduce roade. Deci cumva, până la urmă, dacă vreți, în vremea aceasta, cred că părinții sunt mult mai mult responsabilizați de creșterea și educarea copiilor dacă față de o altă, cred eu, față de o altă perioadă. Și este lupta asta cu
dependența de tehnologie cu adicția de ecrane. Acum vreau să vă spun că tot ceea ce discutăm noi până la urmă, asta mi s-a părut surprinzător, să vedem în cartea lui Huxley, Minunata lume nouă. De altfel, articolul pe care l-am scris l-am început cu Huxley și l-am încheiat cu Orwell, pentru că e o distopie, e o lume distopică în care trăim. E o distopie Huxley orwelliană, i-am spus eu. Ei, Huxley spunea că oamenii vor fi distrași de tehnologie. El vorbea de acele distracții la cinematografe senzoriale, orgii cu sex în grup, faptul că nimeni nu mai circulă cu mașina ca să vadă natura, nimeni nu mai circulă pe jos, da? Toată lumea circulă cu elicoptere în lumea lui Huxley. Și toate acestea, dar în special tehnologia, avea ca scop distragerea atenției ființei umane de la lucrurile cu adevărat importante. Ori nu asta se întâmplă? Așa este. Unde se uită copiii noștri? În ce locuri se uită? În ce locuri privesc ei pe internet sau pe rețelele de socializare? Și rămân surprinsă, din nou, de succesul pe care l-au influencerii în detrimentul mentorilor. Astăzi am citit un articol în Marginalia scris de o tânără, spunea că nu a absolvit încă liceul, cred că este clasa 12-a, și care spunea, cumva era un strigă de ajutor, și spunea, noi de fapt avem nevoie de mentor, ajutați-ne, cooperați cu noi, faceți ceva cu noi. Ne căutăm influencer pentru că profesorii nu sunt adaptați activității acesteia de predare online. Și atunci, dacă totuși tehnologia aceasta va fi cea care, cu ajutorul căreia vom desfășura procesul educativ, se va desfășura învățământul, atunci probabil că ar trebui să ne gândim cum să ne reinventăm pentru că acești copii să nu fie formați de diversi influenceri cu diverse sloganuri, da? Cu care se afișează, pentru că mintea lor este până la urmă formată pe baza unor mantre pe care ei le tot aud, da? Le tot aud, le tot văd propagate în diverse medii. Și atunci, haideți să facem ceva, să avem dascăli, să avem mentori de care au nevoie acești copii, care să le dea o direcție. Și când spun dascăl și mentor, eu mă gândesc la oameni care au ce să transmită. Nu doar o imagine, nu doar un brand, nu cât de bine arăt, nu cât de bine sunt îmbrăcat, nu ce bijuterii am, nu ce cosmetice am, ci hai să vedem cum ne ocupăm de sufletul lor și de mintea lor, ce le transmitem lor. Care e mesajul cu care venim? Nu ne rămâne Iar apropo de, apropo de circulație, mă gândeam în timp ce spuneați de restricționarea libertății de circulație, am observat din nou două chestii care s-au întâmplat în același timp. În martie, de la bugetul Uniunii Europene, am văzut că cele mai multe fonduri alocate, cred că era pe poziția 1 sau pe poziția 2 alocate statelor membre, vizează infrastructura de cale ferată. Opa, în momentul ăla mi-am spus, stai un picuț, că în, material, în videoclipul pe care l-a produs, unul dintre videoclipurile produse de Forumul Economic Mondial privind pandemia, este că n-am mai avea nevoie de mașini până în 2030, da? Una dintre idei. Și m-am gândit, zic, opa, de ce în trenuri? De ce nu se investește în avioane? De ce nu se mai investește în autostrăzi? Ei, astăzi a apărut știrea, sigur pe site-urile americane, că Joe Biden a alocat un buget enorm pentru dezvoltarea infrastructurii pe cale ferată și i-a și îndemnat pe cetățeni, a spus că nu mai este bine să meargă cu mașina pentru că poluează. Și poluarea provoacă schimbări climatice. Ei, iată, Europa și America, circulația cu trenul, nu cu avionul, nu cu mașina. În lumea lui Huxley nu se circula cu mașina, nu se circula pe jos, se circula cu elicoptere, da? Deci dintr-un loc în altul circulai cu elicopter. E, iată, dacă, nu știm dacă Huxley a avut acces la o anumită agendă, având în vedere cercurile în care se plimba el,
și fratele lui și unchiul și nepotul și verișorul lui fiind oameni de știință și fiind într-o elită a Marii Britanii, da? Nu știm dacă a avut acces la o anumită agendă sau a fost cu adevărat un vizionar, un profet. Dar e posibil să fi fost, nu știu, o combinație între cele două. Însă cartea lui lansează clar avertismente: aveți grijă ce se va întâmpla cu voi. Inclusiv chestiunea legată de reproducerea umană asistată medical, de dispariția cuvintelor mamă și tată, el vorbește în această carte a lui în 1932. Vreau să spun că cele două cărți de care ați amintit, Luminata lume nouă și 1984, pentru mine încerc să le privesc ca două mari capitole a unei alte cărți, apropo de noua ordine mondială. Practic, eu zic că ele se completează. Clar. Deci, În mod cine clar se citește, completează. deci cărțile acestea ar trebui citite împreună pentru cei care ne urmăresc, pentru că vorbesc practic despre cam același fenomen, dar din două puncte diferite, dar până la urmă cam tot acolo duce la ideea aceasta că va veni un moment în viitor, vorbim de anii, deci în 1932, vă dați seama, În ești... 1932 este scrisă Minunata lume nouă și în 1948 este scrisă 1984 al lui Orwell. Dar amândouă vorbesc de un stat totalitar. Unul este bazat pe bunăstarea, pe un stat al bunăstării, unde oamenii trebuie să fie în permanență fericiți și sănătoși, au o pilulă care îi ajută la absolut orice, e miraculoasă. Iar celălalt stat totalitar al lui Orwell este bazat pe teroare. Ei bine, nu întâlnim astăzi în lumea în care trăim teroarea și bunăstarea. Nu este totul în numele bunăstării, să ne fie nouă bine din punct de vedere al sănătății, da, din punct de vedere fizic, din punct de vedere material și așa mai departe. Deci este o combinație între cele două. Mulțumesc foarte mult, doamnă profesor. Noi totuși rămânem optimiști. Suntem oameni ai credinței, oameni care credem în nădejdea aceasta care este Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu este la cârma Universului. Nimic nu se întâmplă din ceea ce se întâmplă. Așa că orice s-ar întâmpla, noi suntem în mâna lui Dumnezeu și cred că e timpul ca fiecare dintre noi să ne evaluăm relația aceasta și să luptăm, să rămânem, să spunem, conectați cu Creatorul și să încercăm să facem tot ce putem astfel încât și cei din jurul nostru să cunoască adevărul suprem. Și apoi, dacă lumea aceasta se va termina mai rapid sau mai greu, mai repede sau mai târziu, da? Depinde și de noi. Ideea este că nu trebuie să rămânem nici noi anesteziați, trebuie să vorbim, să luptăm pentru valorile pe care am crescut și pe care vrem ca generațiile următoare să crească și să nu rămânem pasivi. Să nu ne fie teamă și lupta aceasta o duce până la capăt. Așa că vă rog să aveți un cuvânt de încheiere, o concluzie înainte de a încheia această emisiune. Cred că concluzia ar fi să fim cu mintea trează, să nu dormim, să fim ca acele fecioare neadormite, alea care stăteau de veghe, pregătite, da? Și cât depinde de noi, să încercăm să, până la urmă, să creăm acea lume frumoasă, ordonată de legile lui Dumnezeu. Acea ordine veche pe care o știm, pe care cumva Dumnezeu a pus-o în inima fiecăruia, dacă vreți. Și mai un lucru, să ne gândim la loialități față de cine sau cui ne supunem noi, de cine ascultăm și cărei legi până la urmă ne supunem. Asta nu înseamnă o instigare la nesupunere, la neascultare, nu știu, la disprețul față de ordinea de drept, ci ceea ce vreau eu să transmit este să ne gândim un picuț că suntem puși în fața alegerilor și cu siguranță va fi acest moment în care va trebui să decidem cui ne supunem. Stimată doamnă profesor, a fost o bucurie, o încântare să stau de vorbă cu dumneavoastră. N-am discutat cele mai
frumoase subiecte, cele mai plăcute, dar a trebuit să facem lucrul acesta. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Întotdeauna ați fost foarte pregătite, foarte la subiect și vă mulțumesc foarte mult. Vă așteptăm cu drag în studioul nostru și de asemenea să mai discutăm și alte lucruri, poate mai bune data viitoare și așa, mai încurajatoare. Vă mulțumesc foarte mult! Doamne ajută! Mulțumesc! La revedere! La revedere! Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în fața micilor crane. Vă mulțumim că și de data aceasta ați fost împreună cu noi. Noi de aici vă salutăm, vă mulțumim și vă spunem la revedere!